Bun găsit, doamnelor și domnilor, avem o surpriză pentru dumneavoastră. Știu că aveți așa o... simțiți ceva special pentru un politician din România care ne reprezintă în Parlamentul European, da? Nimeni alta decât Maria Grapini. Șochează din nou Maria Grapini, cunoscută pentru gafele ei de exprimare, fostul ministru s-a apucat de literatură. Grapini are deja la activ un roman pe care și l-a trecut în civila categorie activitate artistică. Europarlamentarul se compară nici mai mult, nici mai puțin cu Marin Preda. Lucrarea este plină de exprimări, unele dintre ele luate cuvânt cu cuvânt de pe net. Asta au verificat cei de la Recorder și cam așa le-a ieșit. Am băut la tutun toată noaptea și stam și mă gândeam. Și iar am băut la tutun până m-a luat dracu. Intrase și eu la Marinescu să iau o țuică. Mai era acolo încă doi, stăteau în picioare și discutau. Nu și-o flustie că venise cu gabrioletă. În tot cazul am îndeștepți, bă, nu proști ca voi. Marin Preda, autorul Moromeților, are un urmaș și în zilele noastre, cel puțin asta susține Maria Grapini, care se crede la fel de bună ca celebrul scriitor. Jurnaliștii de la Recorder.ro au studiat romanul Viața între scrieri și transcrieri, publicat de fostul ministru în 2012. Potrivit acestora, cartea conține fragmente copiate de pe Wikipedia, de pe forumul Sfatului Bătrânilor și de pe site-ul InfoTravel Grecia. Lucrarea este girată chiar de către Corneliu Ungureanu, președintele Uniunii Scriitorilor, filiala Timișoara. Personajul principal al lucrării este Oana Rădulescu, o recunoscută femeie de afaceri în România și în lume. Aceasta este descrisă de autoare drept o văduvă atrăgătoare cu părul blond. Personajul împrumută multe elemente chiar din biografia Mariei Grapini. Dialogurile în care apare aceasta sunt de-a dreptul ridicole. Relevantă este discuția dintre Oana Rădulescu și Igor, un om de afaceri din Rusia. Nu prea vă odihniți, ar trebui să vă mai gândiți și la dumneavoastră. Lasă, Igor, că viața este numai una și trebuie să o trăim intens, să lăsăm ceva după noi. Așa cum spunea tatăl meu, Dumnezeu să-l ierte. Da, doamnă, dar ca dumneavoastră mai rar, munciți mult, ajutați mulți oameni și până la urmă, mulți nici măcar nu sunt recunoscători. Oana nu are succes doar în afaceri, ci și în viața sentimentală tumultoasă. Aceasta are o poveste de dragoste cu Mark, un om de afaceri american întâlnit într-un aeroport. La un moment dat însă, Mark este anchetat pentru corupție și suferă o mare nedreptate din partea justiției americane. Oana pleacă la New York pentru a-i ridica moralul lui Mark și îi aduce acestuia și două cadouri. O carte de Arsenie Boca și una despre Aikido. Maria Grapini a cules de pe internet câteva pasaje despre Aikido și le introduce în romanul său, fără să folosească ghilimelele și fără să indice vreo sursă. Combinația dintre Arsenie Boca și înțelepciunea japoneză l-a salvat pe Mark. Acesta învinge în justiție, iar cei doi îndrăgostiți pleacă în concediu în Grecia. În timpul plimbărilor, Mark îi povestește Oanei despre istoria acestei țări. Sunt fragmente pe care Grapini le-a cules direct de pe Wikipedia sau de pe site-uri cu recomandări turistice și le-a pus în gura personajului său. În afara volumului Viața între scrieri și transcrieri, Maria Grapini mai are în portofoliu trei cărți. Grapini a anunțat pe Facebook că urmează să trimite la tipar încă o carte, Mărturisiri, cu prefață semnată de Mitropolitul Banatului. Da, de unde putem să înțelegem că așa scap de problemele în justiție, dacă este cineva cercetat într-un dosar de corupție, scapă așa cu o combinație între Arsenie Boca și Aikido. Vă prezint invitații cu care comentăm pe început pe această temă. Avem mai multe subiecte pregătite. Asta e doar așa o introducere. Alături de mine, domnii Sorin Moldovan, deputat PNL, Sorin Bota, deputat PSD, Cristian Bodea, a fost senator, și Dan Bana, deputat USR. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de mine. Nici nu știu cu cine să încep, că bă, eu știu că nu sunteți specialiști în literatură. Eu, dar voie să vă spun. Da? Dumneavoastră ați citit cartea doamnei Grapini? Nu, da. Din ce am înțeles, în primul rând să-mi fac o cruce ca să mă ajute Arsenie Boca să depășesc momentul și să vă pregătesc. Eu cred că în Mărturisiri, mai ales că e cu prefață de un mitropolit sau episcop, vor fi experiențele sexuale ale doamnei Grapini un fel de 51 de umbre. Aoleu, nu, nu. Păi numai așa, ce poate fi cu un episcop, cu Mărturisiri? Păi da, aici avem experiențele amoroase. Să nu mergem în zona. Păi nu, dar asta e adevărul. E o femeie de afaceri foarte cunoscută în România. Toți românii sunt fascinați de doamna Grapini, de limba ei, de priceperea ei și la afaceri, dar și la scriere. Mai nou are și talente artistice. Aș vrea să spun bărbatul complet, da, în sfârșit. E plagiat, domnule Bot, așa la prima vedere, că cei de la Recorder ce au făcut? Au luat fragmentele din carte, le-au subliniat cu roz, deci puteți să vedeți pe site exact despre ce e vorba cu roz, poate n-a fost întâmplător. Că era o rozalie, așa, era totul drăguț, da, așa. Și fragmentul original, care era preluat cu totul.
cartea am înțeles că se intitulează Scrieri și transcrieri. Da, da. Cred că asta dar, e. Cu siguranță nu ale dânsei, pentru că nu a scos atâtea cărți înainte ca să extragă din ele și să facă un colaj. Deci, prin titlul cărții, spune foarte clar că ia din diferite scrieri și le transcrie în viziunea domniei sale, într-o poveste imaginară sau reală, o ficțiune sau nu. Păi, mă gândesc că dacă tot... A chinuit tot talentul să facă această lucrare. Dacă... Și mai bine sau mai rău, nu spune clar că trebuie undeva când scrie o carte să dai la bibliografie, că nu e o carte științifică, nu trebuie să faci, nu e o teză de doctorat unde să urmezi rigorile unei acum, legi. Acum, Ana, poate, poate și domnul Tudose ar fi putut să spună că lucrare de beletristică, o luăm așa da? Și... Domnul Tudose, de exemplu, care este bănuit... Mai sunt și cărți satirice, adică de ce să nu includem în categoria celor lucrări? Poate, poate așa a fost, dar mă gândesc că pentru politicienii care sunt suspectați de plagiat chiar după în 5 ani de zile de doctorat, ați găsit această carte să... Scrie și transcrie. Sau mass media... Nu, mass media... La Recorder. După 5 ani de zile? Adică bănuiesc că atunci a lansat-o, a fost da. O atunci, știți, prezentare. Poate că a fost mai discretă acum dacă tot au descoperit-o, dar e păcat, stătea ascunsă undeva pe un raft, era păcat. Da, pentru cine vrea să se distreze într-un weekend sau într-o săptămână la mare, e acea carte și ce politician din America a fost condamnat pentru corupție ca să știm cine a fost amantul ei. N-a fost condamnat. Vă dați seama câți politicieni trebuie să fie în atâtea state americane, în atâtea localități. Ea e mare, cineva mare putea fi. Nu putea fi orice politician mărunt. Acolo sunt orașe cât o țară, ca populație. Domnule Bodea, a scăpat acel om, a scăpat pentru că i-a adus o carte despre Arsenie Boca. În limba română. Omul a învățat și limba română între timp. Da. Bun, înainte, e o chestiune ridicolă asta? Sau e ceva la care ar trebui, nu știu, să reflectăm? Păi să nu se poate carte... de serios. E un europarlamentar, până la urmă. Eu știu de cancan de vară, în realitate. Adică e un produs comercial pe care vedem că l-a copiat, probabil, într-o măsură mai mică sau mai mare... Nu sunt foarte multe de discutat aici. Adică de pe site-ul InfoTravel Grecia, cel puțin, că și așa merg mulți români în Grecia. Că sursa de pe cancan, că nivelul știrii e cam la nivelul acesta. Adică e o știre hazlie de făcut mișto despre încă un politician ridicol al clasei noastre politici. E ridicol sau ar trebui privit în serios să scrie romanul dragoste copii în site-uri și lansându-le ca și, înțeleg, cu oarece profil de carte... Roman. Adică e roman de satir. Cu roman, sugestii nu, de autobiografie sau ceva, nu ies din sfera ridicolului. Acolo suntem. Adică aici e foarte clar. Faptul că acum se descoperă că sunt luate informații, sau, mă rog, bucăți de text din diverse site-uri, face decât să confirme că domnul, un talent artistic care nu a fost confirmat de această dată. Da, și era păcat să rămână așa, să nu se știe de ea. Să nu scrie numai pe Facebook, să știe că a scris și romane. Dumneavoastră, până la urmă, ați fost punctul pe ei. Scrie și transcrie. Așa pot să-și numească politicienii și lucrările de doctorat. Măcar, domnule, apare cuvântul ăsta transcrie. Deci eu sunt absolvit de orice vină în cazul în care cineva mă acuză de plagiat. Ce ziceți? Da, până la urmă, cred că avem în vedere că doamna Grapini s-a comparat cu Marin Preda, înseamnă că are încredere foarte mare în abilitățile dumneaei de a... Sau era o licență erau niște oameni care au comparat-o. Cel puțin să privim partea bună a lucrurilor, având în vedere că a copiat multe pasaje în această carte, măcar sunt corect gramaticale din punctul acesta de vedere, dacă le-a copiat de pe alte site-uri, exact. Și cine știe, poate peste vreo 20 de ani copiii vor învăța la școală din cărți scrise de doamna Grapini, de ce nu? Bun, de ce nu? Și eu sunt de aceeași părere, este o știre hazlie unde să-ți aducă un pic un zâmbet pe buze, dar cred că până la urmă, în final, este tragic că un astfel de politician care reprezintă România la Bruxelles... Că ce urmează... E un simptom aici. E un simptom... Nu știu cum e afară, probabil că și afară, dar e simptomul omului care a făcut bani. Grapini așa a făcut bani. Nu știu cum i-a făcut problemă, și de ce i-a făcut. Nu, dar mergem de aici și a început să creadă că e și bun politician, descoperind că se crede și bun scriitor. De fapt, ne-a dovedit scriind ea pe Facebook și cu toate criticile continuăm să scrie în același stil greșit.
dacă ai făcut bani sau dacă ești bun politician, nu înseamnă că ești bun și la altele. Dar el se urcă puterea la cap, de la bani, de la funcții și cred că se pricep la toate. Bine, acum, Ana, să nu fim foarte, foarte aspri cu doamna Grapini. Dacă a dorit neapărat să-și aștearnă gândurile pe hârtie, asta este, s-a mai inspirat de aici, de acolo. Prostia nu e plagiat. Nu, asta nu, e altceva, haideți să nu intrăm și să nu acuzăm. Nu e nicio acuzație. Nu știu despre ce vorbiți, despre cine vorbiți, dar haideți să nu intrăm. Și umor în România în ultimii 20 de ani. Ce anume? A mai apărut vreo carte de satiră și umor în ultimii 20 de ani. Ia o fică Rangeale, nu Preda. Sau poate e programul al PSD. Probabil asta a fost intenția, să fac o carte de satiră. Dacă e satiră și umor, eu zic că programul de guvernare al PSD ar putea să fie, pentru că, domnilor, de asta v-am pregătit un subiect așa mai soft de vară, că ce urmează, domnule Botă, o să vedeți. Din greșeală în greșeală spre victoria finală. Cam asta pare a fi traiectoria guvernului PSD-ALDE.